Dumnezeu ascultă rugăciunea. Slăvit să fie numele Lui. Dacă la începutul anului, Biserica Ebenezer, biserica noastră, i-am adus Domnului o listă de probleme, nu așa de multe. Am pus-o, am spus să fie lista anului pentru problemele cu care vrem ca Dumnezeu să lucreze în biserica noastră. Una dintre problemele pe care le-am adus Domnului și avem lista și o punem întotdeauna acolo pe panou și ne-am rugat. Și dacă la începutul anului n-a fost speranță de un candidat, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, în urma rugăciunii, ne-am rugat pentru cei nemântuiți, ca Dumnezeu să aducă oameni la pocăință. Aș vrea ca Biserica Ebenezer să documenteze dacă este așa sau nu este așa. Ne-am rugat Domnului și astăzi este ziua pe care a făcut-o Domnul. 11 persoane se întorc la Dumnezeu. Dumnezeu are milă și ascultă rugăciunea. Slăvit să fie Domnul! Una dintre condițiile pe care Dumnezeu cere ca biserica să fie, cuvântul Domnului spune, biserica se bucura de pace. Se întărea în toată Iudeea și Galileea, Samaria, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Doamne, pune unitate în biserică. Doamne, pune frică de Tine. Doamne, mulțește biserica, dar nu oricum, cu ajutorul Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul, așa că să știți că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și nu mai avem cauze în care le-am pus înaintea Domnului și eu știu că Domnul va lucra. Să nu încetăm să ne rugăm. Biblia ne cere, rugați-vă neîncetat. Continuăm să slujim Domnului, chiar dacă timpul de rugăciune comună se încheie, pentru că timpul trece așa de repede și ar vrea să continuăm să slujim Domnului prin cântare, apoi prin mesajul Evangheliei. Și aș vrea ca, de început, copiii Bisericii Ebenezer să slujească Domnului prin cântare. Apoi rugăm ca Domnul să binecuvinteze grupul de tineri de la Wiesbaden să slujească Domnului cu o cântare. După grupul de tineri de la Wiesbaden, fratele Flavius, de la Wiesbaden, va sluji Domnului cu o cântare și apoi Domnul să binecuvinteze pe sora Dina de la Biserica din Doctor să slujească Domnului recitând o poezie spre slava Domnului. Aș vrea după aceste lucruri, după ce vom asculta aceste cântări, fratele Cristos, fratele Cerul, fratele Bisericii Ebenezer, să prezinte candidații un pic mai detailat și Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Aș vrea să vă prezint candidații în urma catehezei care am avut-o, au rămas 11, îmi pare rău. Trebuie să fie mai mulți, dar totul vine de la Dumnezeu. Încep de acolo, fratele Petrică Boicu, Domnul să-l binecuvinteze. Din cât am înțeles, tata și mama lui este prezent aici. Dacă sunt prezent, se ridice în picioare. Nu? Ei vin din... Luați loc, vă mulțumesc. Ei vin din județul Suceava, din Marginea. Domnul să-i binecuvinteze și să fie cu ei, să le dea putere. Apoi, următorii doi candidați sunt frați. Ei sunt frați de credință, dar sunt frați și de corp, fratele Daniel și Ștefan. Ei vin din județul Suceava, din... nu știu dacă e oraș, acum Dornești, cred că e tot comună. Dintr-o familie credincioasă, părinților nu sunt aici, dar cred că sunt alături de ei. Domnul să-i binecuvinteze și să fie cu ei. Următorul candidat, fratele Pop Rafael, și părinții lui s-au chinuit să ajungă aici. Fratele Ade și sora Lidia, Domnul să-i binecuvinteze, să lasă binecuvântare peste ei. Apoi urmează iarăși doi frați de corp, fratele Elias Beniamin și sora Lavinia. Părinții lor sunt în mijlocul nostru, să se ridice în picioare, Domnul să-i binecuvinteze. Mai au frați, din cât am înțeles, sunt 15 frați, mai au frați aici în mijlocul nostru, să se ridice în picioare. Și la balcon, și aici, Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Radu, care în mijlocul este membru bisericii noastre, de asemenea este fratele lor. Următoarea candidată, sora Havriciuc Anca, Domnul să o binecuvinteze, din județul Suceava, din comuna Mitoc. Fratele ei este membru bisericii noastre, părinții ei au transmis salutări bisericii și sunt alături de sora Anca. Domnul să te binecuvinteze.
Apoi urmează familia Dragne, Laurențiu și Pietruța. S-au predat Domnului în luna februarie, ei vin din județul Mehedinți, din Oltenia, s-au predat Domnului acolo, în România, apoi au plecat în Germania, acolo s-au predat într-o biserică baptistă, au plecat în Germania și au fost sfătuiți să iei legătură cu o biserică și să urmeze în continuare o biserică a Domnului. Ne-au găsit, au venit la programele bisericii Ebenezer, apoi au cerut botezul în apă după Sfânta Scriptură. Au urmat cursurile de cateheză și astăzi, amândoi, o familie va depune jurământul înaintea Domnului că vrea să-L urmeze pe Domnul. Chiar dacă vin de la cultul ortodox, așa cum cred că majoritatea dintre noi am trecut pe acolo, Domnul i-a chemat la pocăință. Domnul cheamă și azi oameni la mântuire. Domnul să-i binecuvinteze. Apoi mai avem o familie. Ei s-au căsătorit în Italia și n-au același nume. S-au căsătorit în Italia, fiecare poartă numele. Pe soră o cheamă Sabo, pe fratele Jurj. Dacă o să, cumva o să auziți numele lor, unul nume, că e nume de familie, să nu credeți că nu sunt căsătoriți, sunt căsătoriți, dar după legea italiană, fiecare rămâne cu numele lor. Deci sora Daniela și fratele Cristi, ea are două nume, de fapt, Livius Cristi, așa. Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să-i întărească, doresc și ei de asemenea să încheie legământ cu Domnul. Vă rog să luați loc. Deci lucrul acesta este o bucurie pentru biserică. Biserica e vie. Amintea fratele Adi că biserica se înmulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Ceea ce face pentru o biserică ca biserica să fie vie este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Doresc în continuare să-i purtați în rugăciune, să învățați. Poate vă întâlniți cu ei vreodată și o să spuneți, da, erau botezul, dar uite tu ce faci. Dragii mei, cuvântul Domnului spune că cel care încheie un legământ cu Domnul, Domnul Iisus a spus așa, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Mai bine ne rugăm pentru ei în continuare, îi susținem în rugăciune și Domnul în continuare să înmulțească El biserica. Să mai fie anul acesta un botez, că nu ne supărăm. Dumnezeu să fie slăvit în toate. Amin. În fața cerului, în fața rudelor, fraților, te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da. Crezi în Domnul Iisus Hristos? Crezi în Duhul Sfânt? Da. Pentru câtă vreme încheie acest legământ? Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează și ia crezul să botez. Sora Lavinia, în fața marturilor văzuți și nevăzuți, în fața bisericii te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Pentru câtă vreme încheie acest legământ? Ajutorul de mântuire toată viața. Amin. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Și ne crede se botează și ia Iisus s-a botezat. Și ne crede se botează și ia El, în fața bisericii, în fața Domnului, te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Pentru câtă vreme încheie acest legământ? Cu ajutorul Domnului până la moarte. Amin. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine Jesus, I'm
Frate Petrica, în fața martorilor căzuți, nevăzuți, a Bisericii Domnului, te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Pentru câtă vreme îi tăi acest legământ? Cu toată viața. Pe bază mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine trebuie să botează? Cine a crezut s-a botezat? Cine trebuie să botează? Cine a crezut s-a botezat? Frate Elias, în fața martorilor văzuți, nevăzuți a Bisericii Domnului, te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da. Pentru câtă vreme încheie acest legământ? Până la sfârșitul vieții mele. Pe baza mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează? Cine a crezut s-a botezat? Cine trebuie să botează? Cine a crezut s-a botezat? Frate Daniel, în fața bisericii, în fața cerului, te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da. Crezi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da. Crezi în Duhul Sfânt? Da. Pentru câtă vreme încheie acest legământ astăzi făcut? Pentru toată viața. Pe baza mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează? Cine a crezut s-a botezat? Cine crede se botează? Cine a crezut s-a botezat? În fața bisericii, în fața cerului, te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Pentru câtă vreme vei ține acest legământ încheiat astăzi? Voi porunca toată viața până la moarte. Pe baza mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează? Cine a crezut s-a botezat? Cine crede se botează? Cine a crezut s-a Avem aici o familie, familia Dragnea, Domnul să-i binecuvinteze, au vrut să intre amândoi în apă. Odată, Domnul să-i binecuvinteze, să rămână împreună până la sfârșitul vieții. Frate Laurențiu, te întreb, înaintea cerului, înaintea Bisericii Domnului, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Pentru câtă vreme încheie acest legământ? Pentru toată viața mea. Pe baza mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează? Cine a crezut s-a botezat? Cine crede se botează? Cine a crezut s-a botezat? Sora Petruță, în fața Bisericii Domnului, în fața cerului, te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Pentru câtă vreme încheie acest legământ? Până la moarte. Pe baza mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează? Cine a crezut s-a botezat?
aici în apa botezului a doua familie care vrea să se fie legământ cu Domnul Domnul să-i binecuvânteze. Frate Cristian, în fața cerului, în fața bisericii, te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Pentru câtă vreme încheie acest legământ cu Domnul? Vă suport Dumnezeu până la moarte. Pe bază mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează? Cine a crezut s-a botezat? Cine crede se botează? Cine a crezut s-a botezat? Sora Daniela, în fața bisericii, în fața cerului, te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Său? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Pentru câtă vreme încheie acest legământ cu Domnul? Ajutorul Domnului, pe bază mărturiei tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin.